Un Mobitel Cocluj, echipa campioană a României la basket, va evolua în sezonul viitor în FIBA Euro Challenge. Clujenii își vor afla adversarii la începutul lunii iulie, când va avea loc la Barcelona atragerea la sorți a partidelor din preliminarii și grupele Euro Challenge. Campioana României la basket masculin s-a înscris pentru sezonul viitor în FIBA Euro Challenge, a treia competiție europeană intercluburi ca valoare. În sezonul trecut, România a fost reprezentată în această competiție de Steaua București și CSU Ploiești. În sezonul recent încheiat, Umobitelco a participat în Liga Europeană Centrală, competiție în care s-au înscris inițial 8 echipe, pentru ca apoi jumătate dintre acestea să se retragă. După ce au cucerit titlul de campioană României, oficialii clujeni au hotărât să înscrie echipa în FIBA Euro Challenge, astăzi fiind ultima zi în care cluburile puteau să-și anunțe participarea în această competiție. Fiecare echipă care va participa în FIBA Euro Challenge au fost nevoite să depună o garanție de 20.000 de euro plus taxa de înscriere de 5.000 de euro. Dintre echipele românești, doar Umobitelco și-a anunțat prezența într-o cupă europeană. După ce a devenit în acest an campioana României, clujenii speră să obțină performanțe notabile și în Europa. A trecut euforia câștigării titlului și acum facem planurile pentru viitor. Am decis înscrierea în Cupa Euro Challenge. În Eurocup nu avem dreptul să participăm și arătăm astfel că suntem într-adevăr serioși și ne dorim lucruri serioase. Vom face tot posibilul să facem o echipă cât mai competitivă. Sperăm ca și comunitatea locală și județeană să fie alături de noi, pentru că în mod sigur vom avea nevoie de sprijinul lor mai puternic, a spus Mircea Cristescu, președinte executiv Umobitelco. FIBA Euro Challenge este cotată valorii ca și a treia competiție europeană, după FIBA Euroleague și Eurocup. Trofeul ultima ediție a fost câștigat de campioana Sloveniei.